Domnul actual inspector școlar a plecat iar în delegație prin Izmir, prin Turcia. Pentru că probabil e obișnuit cu acele deplasări în perioada în care era secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, se plimba foarte des. Pentru că n-a observat că în acea perioadă s-o fi făcut la Brăila nici măcar o întâlnire cu mediul de afaceri, deși el era reprezentantul Brăilei, în Ministerul Antreprenoriatului. Nu a observat să ia cu el la târgurile de specialitate din străinătate, nicio societate, niciun hotel, niciun reprezentant al unei zone de turism din Brăila, care să se promoveze pe banii Ministerului la târgurile de specialitate din străinătate. Pe nimeni. Probabil să cea să plimbe el. Acum, cred că provocarea principală la domnul inspector Canciu este ca în acest mandat să depășească performanța din mandatul trecut. În mandatul trecut, dânsul a fost în 4 luni, în 4 țări. Acum, în nici măcar o lună, a plecat în prima țară. Așteptăm să treacă următoarele luni ca să-și depășească mandatul. Între timp, activitatea la inspectorat este condusă de adjunți, dar dânsul și încasează salariul în continuare, la fel cum făcea și în perioada în care era secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, nu făcea nimic pentru vreme, dar salariul încasa. Încerca să ajungeți la o concilie în beneficiul cetățenilor. Cu domnul Canciu? Da. În folosul cetățenilor vom face toate lucrurile posibile, dar cu domnul Canciu conciliere ferească Dumnezeu. Dacă îl mai găsim, că el o să fie tot în plimbări, la Erasmus, în Turcia, cine știe, o are, o să aibă Portugalia, țări pe care nu ne-a văzut.